Găsea tinere pe diferite rețele de socializare, iar apoi le convingea să se prostitueze. Pe acest caz a fost reținut un tânăr de 27 de ani, acuzat deja într-un alt dosar penal. Polițiștii și ofițerii de investigație au început să-l urmărească pe individ încă la începutul acestui an. În această perioadă, oamenii legii au constatat că suspectul a reușit să racoleze mai multe tinere cu vârstele cuprinse între 20 și 25 de ani, toate din familii nevoiașe. Acesta asigura victimele că le va achita de la 3 la 4 mii de lei zilnic. Pentru o oră de astfel de servicii, bănuitul lua de la clienți câte 1000 de lei, iar pentru o noapte 300 de euro. Recent, suspectul a fost reținut în flagrant în momentul când primea banii de la unul dintre clienți. Este de menționat că acesta este acuzat anterior și de trafic de copii, fiind inculpat într-o altă cauză penală pentru care urmează să compară în fața magistraților. Acum, acesta este reținut pentru 72 de ore și cercetat penal pentru proxenetism, care, conform legii, se pedepsește cu pușcărie pe un termen de până la 7 ani.